Bun găsit, prieteni! Sunt Pompilu Nicolae Constantin și vă invit la Retrosport. Episodul de astăzi este dedicat implicării scriitorilor în polemicile sportive în perioada interbelică și discutăm acest lucru cu Bogdan Popa, istoric și cercetător la Institutul Nicolae Iorga. Bogdan, perioada interbelică a consemnat un boom al presei sportive până la urmă și totodată și o implicare a scriitorilor, oameni care, ca să spunem, poate că nu ar fi trebuit să se găsească în zona asta? Aș spune că nu ar fi trebuit. Da, e practic perioada în care se naște presa noastră sportivă. E perioada în care de la știri răzlețe, odată la câteva numere, începem să avem o rubrică permanentă de sport, să avem ziare doar de sport și uneori nu o pagină, ci mai multe pagini atunci când sunt evenimente importante. Și pentru că vorbim de scriitori, un asemenea eveniment este acea Balcaniada lui 13-0 din 1933, când avem și prima polemică intelectuală foarte dură despre sport. Când avem pe Nicolae Iorga, vine și spune, păi, ce e asta? Avem niște oameni care aleargă după minge, dar ce fac ăștia? Ce creează? Câtă cultură? Ce ne dau? Așa pe Mihail Sebastian, care îi răspunde, da, poate că nu creează cultură, dar avem nevoie de timp liber, avem nevoie de mișcare, avem nevoie să defulăm niște sentimente și asta nu poți face decât pe stadion. Așadar, scriitorii nu erau undeva departe, într-o zonă izolată, erau interesați de fenomenul sportiv, scriau despre asta. George Călinescu, spre exemplu, scria cronici de box. Camil Petrescu însuși a fondat o publicație sportivă, nu? Camil Petrescu a publicat din banii lui revista Fotbal. Sunt doar câteva numere, dar îmi aduc aminte foarte clar cum a desenat cu mâna lui, cu creionul, un grafic al acțiunilor dintr-un meci de fotbal. Ceea ce înseamnă că a urmărit meciul practic bun, cu creionul în mână, dar că a fost acolo, nu avea cum să-i citească doar cronica, a gândit exact ce se întâmplă pe teren. Bun, a avut stil Camil Petrescu și niște idei foarte ciudate, dar sunt doar două nume. Camil Petrescu are propria de revistă. George Călinescu, în cartea anunții, are câteva pagini absolut fantastice despre gale de box și mai ales surprinde faptul că tineretul epocii interbelice începe să se deschidă spre sport, spre mișcare. Sunt oameni care practică sportul, se joacă, dar sportul, merg pe stadion. La moment dat, Mihail Sebastian, accidentul, care e, bun, considerat poate romanul sportiv prin excelență la noi, deși eu înclin spre cartea anunții, povestește exact cucerirea Carpaților de către schiori, apariția unei camaraderii între bărbați și femei, faptul că noaptea în refugiu nu mai poți avea camere separate, de exemplu, atunci când se schiază la Brașov sau în alte părți de țară. Sunt mulți alți scriitori care încep, Ionel Teodoreanu, care încep să arunce practic sportul undeva între temele care sunt tratate într-un roman, așa cum îți apare Primul Război Mondial, se spune că doi prieteni sunt camarazi din timpul războiului, așa se spune brusc că cineva a venit de la un meci de tenis și a aruncat racheta sau că pleca la un meci de fotbal. Cam asta începe să fie o temă în literatura noastră și nu, în niciun caz scriitorii nu sunt undeva într-o lume în care resping cu totul sportul. Mulți dintre ei practică sportul, mulți intelectuali români din perioada interbelică sunt practicanți de sport, bun, poate nu chiar de sport de performanță, nu-i vom găsi în echipele naționale de niciun fel, dar îi vom găsi în tribune sau îi vom găsi interesați de fenomene în sine. Ai menționat tu romanul sportiv, e o zonă care se dezvoltă foarte mult în perioada interbelică. Dă-ne câteva detalii dacă poți despre asta. E un roman care e astăzi practic necunoscut, de o scriitoare, Aida Vrioni, se cheamă Fata Sport și este plin de exact momentul în care femeile încep să facă sport, momentul în care corpul femeii începe să se schimbe. Bun, Aida Vrioni nu e chiar printre pasionatele de sport, pentru ea femeia trebuie să fie un pic mai plinuță, poate mai lascivă, Fata Sport e prea musculoasă pentru gustul ei, aici de discutat într-adevăr. Dar avem toată această tematică, apare și la George Călinescu, și la Sebastian, cum am spus, și la Cezar, și la Camil Petrescu. Apare la Mihail Sadoveanu, de exemplu, care este un mare admirator al Oinei. Apare la Ionel Teodoreanu, care scrie și el cronică de sport la un moment dat. Apare la Demostene Botez, care se pare că era chiar arbitru de Oină la o vreme.
apărea la foarte mulți scriitori minori, oameni al căror nume a fost practic uitat, dar care scriu schițe întregi, nu extraordinare, despre skiori, despre fotbaliști, despre handbaliști, adică lucrurile încep să se dezvolte. Se dezvoltă și, practic, ce ne reflectă asta? Ne reflectă faptul că oamenii încep să facă sport sau să fie interesați de sport. De fapt, sunt mai mult interesați decât practicanți. Nu suntem în zilele noastre, suntem acum 80-100 de ani. Oamenii se uită, dar nu sunt chiar atât de... Nu fac jogging, cum facem noi, sau nu se duc seara să facă sport. Nu? Mulțumesc foarte mult, Bogdan Popa, pentru aceste detalii. Cam atât, prieteni, pentru moment. Rămâneți alături de Retrosport și Telecom Sport.